Aproximativ 40 de copii de la Colegiul Național Bogdan Petrecei cu HD-ul din Buzău au comunicat cu 6 roboți virtuali. Totul a fost posibil datorită lansării platformei Roboți Imaginari. Prezentarea platformei a fost realizată de Marina Hanganu, directorul artistic al proiectului, sprijinită și de voluntarii Teatrului George Ciprian, care au pus la dispoziție materialele necesare. El poate fi rotit. Bun. Hai să scriem și este. Da. What sort of animal are you? What is your favorite dance? Copiii au fost extrem de bucuroși de reîntâlnire, mai ales că unii dintre roboții virtuali au fost realizați și după reperele date chiar de ei. Au avut loc două ateliere pentru adulți și copii care au avut drept scop realizarea unei fișe a personajului robot bazată pe ideile participanților. Copiii prezenți au asupra roboților sociali și și-au imaginat cum ar arăta unul. M-am uitat la fețele lor în momentul în care și-au revăzut produsele și erau așa foarte fericiți, își redescopereau munca și se gândeau, vai, uite, așa gândeam noi anul trecut. Deci după fețele lor păreau extrem de încântați. Elevii prezenți au avut o serie de întrebări bine pregătite pentru roboți. Cei mai îndrăzneți au pus întrebări mai personale, dacă știu să danseze, dacă au prieteni sau dacă știu să mintă. Robotul cel mai agreat de către copii a fost robotul prieten. Astăzi am vorbit cu mai mulți roboți și i-am întrebat dacă au prieteni, dacă știu să danseze, iar aceștia ne-au spus că sunt emo și n-au prieteni și am început să le certăm cu ei, dar ne-am distrat. Care ți-a plăcut cel mai mult? Cred că robotul prieten, care s-a dovedit într-un final că nu are prieteni. Robotul prietenos, cel mai. S-a părut că este foarte sincer. Când i-am adresat întrebarea dacă are prieteni și mi-a spus că nu are și mi s-a făcut foarte bine. Ați vorbit cu un robot astăzi? Da. Cu care dintre ei? Cu cel dansator. Și ce întrebare i-ai adresat? L-am întrebat care e dansul preferat. Și ce ți-a răspuns? Nu are unul, dar pentru cei mai multe. Și ți-a plăcut această interacțiune? Da. Care e preferat? Cel prietenos. Platforma a fost prezentată și copiilor de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău, care au comunicat cu roboții prin intermediul coordonatorilor. Și aceștia s-au arătat impresionați de interacțiunea acestora și de răspunsurile date. Acesta este un proiect un pic altfel decât celelalte, pe care noi îl considerăm revoluționar și de actualitate. Copiii noștri sunt foarte dornici de a comunica cu acei roboți virtuali. Mi s-a părut o idee foarte interesantă și atractivă și este un mod de a-și petrece timpul foarte plăcut și util. Chiar dacă sunt copii cu deficiență de vedere, pentru ei comunicarea este foarte importantă. Atât comunicarea directă, cât și comunicarea în mediul virtual. La final, participanții au completat un chestionar anonim prin care și-au exprimat părerea despre platformă și despre modul ei de prezentare. Activitatea face parte dintr-un studiu sociologic despre interacțiunea omului cu inteligența artificială și aplicabilitatea artistică a inteligenței artificiale. Studiul va fi publicat în limba engleză în cartea proiectului, ce va fi finalizat în 2023 și va fi distribuit online cu acces gratuit. Proiectul Telling Counters Beyond the Human este cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene. Liderul proiectului este Teatrul George Ciprian, Buzău, cu sprijin financiar de la Consiliul Județean Buzău, iar parteneri sunt UCAM, Universitatea Catolică de Murcia din Spania și Industria Scenică din Milano, Italia.